Bună dimineața și bine v-am găsit! Numele meu este Ionuț Cristescu. Nu știu exact de unde vin, avându-l pe Uranus în casa a patra, acum ultima oară vin din Finlanda. Am pregătit un material legat de nodurile lunare. Am să vă spun și de unde a plecat ideea acestui material. Cei care au fost în tabără mă auziți dublu acum. E o chestie redundantă. Uitându-mă mereu la mersul planetelor, ascendentelor, caselor și așa mai departe, m-a frapat un singur lucru. De ce? Toți merg într-o direcție, numai lodurile merg în partea elaltă. Și am zis, bă, hai să mă gândesc, să studiez așa tehnic, cu mintea aia mea reactivă, să înțeleg. Pentru că dacă nu înțeleg, nu, sunt blocat. Adică explicațiile alea cu pedeapsa în viață, OTV, manele astrologice, astea, zic, bine, dar de ce? Da? Și haide, bravo. Bravo. Am extras aici un citat din Paulo Coelho, o carte care nu a apărut la noi, cum le fluvi chi cul, ca și fluviul care curge. O apă care curge. O apă care curge a apărut? Nu. Serios? Nu, eu am varianta limba franceză. Și citatul integral va apărea pe astrele. Aici nu știu de ce nu vrea, nu-i place lui această interfață. Dacă mai țineți minte, când eram mici, apăruse alchimistul. Și citeam alchimistul și ne plăcea foarte mult, da? Acolo era o chestie pe care încerca să o dezvolte. Această chestie se cheamă legendă personală. Da. Corect? Da. Ideea e că dincolo de toate evenimentele, faptele, personajele, regimurile sociale, prim-ministri și așa mai departe care apar în viața noastră, noi avem un fir. Fiecare om are un fir, are o poveste a lui. Și el trebuie să meargă pe firul acestei povești. Sigur că de obicei ne pierdem în aceste chestii, da? Ne pierdem în personaje. Adică apar pe lângă noi tot felul de oameni, tot felul de evenimente care ne iau ochii și ne spun că, băi, frate, asta e, aici trebuie să mă opresc. El vine și ne spune că nu e așa. Și că, de fapt, există o poveste în spatele acestor, să zicem, iluzii care ne înconjoară, da? Și aici sper că merge sonorul, pentru că am un material foarte mișto. Hola! And welcome to Que Hora Es, the Mexican soap opera for people who only had 3 weeks of Spanish in the fourth grade. Hora Es. Que Hora Es. Ocho. Donde esta? La biblioteca. Yo no sé, yo no sé. Lunes. Martes. Miércoles. Jueves. Feliz Navidad. ¿Qué hora es? Me llamo Derek. Dos Coca-Colas, por favor. Una cerveza para mí. ¡Yay! ¡Macarena! Señores, hay muchos tacos en México. Número uno. El pollo loco es muy delicioso. Tres, cuatro, cinco, seis. Ya no tienes que buscar por tu amor, porque siempre estaré al lado tuyo. Soy una parte de ti y nunca más te abandonaré. Sin ti, ya no quiero vivir más. Hey, ¿cómo se dice chill?
En español. He's a Jose Frio. Jose Frio. Yeah, Frio, partner. ¿Qué hora es? You know, ¿cómo se llama? Cinco de Mayo, baby. Hey, ustedes no hablan español. Sí, sí, sí. ¿Qué hora es? Join us next week for more. Voy a llamarte. Așa, unde eram? Da, de ce am pus acest filmuleț? Ați observat că filmulețul este o parodie și personajele n-au niciun fel de legătură cu acțiunea, personajele n-au niciun fel de legătură cu ceea ce vorbesc ele, da? Dar noi, urmărind acest filmuleț, putem face o extrapolare. Adică să ne dăm noi seama, în funcție de ce telenovele am văzut, cam care e filmul acțiunii. Ăștia vorbeau cât e ceasul, luni, marți, Crăciun fericit, dar gesturile lor întruchipau altceva. Și, de fapt, aceasta este povestea vieții noastre. Pentru că în jurul nostru se întâmplă tot felul de chestii, tot felul de evenimente, tot felul de apar, tot felul de oameni și de întâmplări, da? Care, frate, nu știi dacă au legătură sau nu au legătură cu viața ta. Și atunci, problema principală pe care trebuie să ne opunem este să fim centrați pe firul poveștii. Adică, băi, rămâi acolo, da? Indiferent ce personaje sunt și cum se mișcă ele. Și acum, înainte de a ajunge la tranzite și la Stargate și la așa, o să trecem un pic prin ce înseamnă nodul lunare dintr-o anumită perspectivă, să zicem un pic mai modernă, deși nu-i modernă deloc. Acum, nodul lunare știm astronomic ce reprezintă. Ele sunt o combinație Soare-Lună și știm din, să zicem, este singurul lucru acceptat și de noi și de astronomi, Soarele și Luna sunt singurele corpuri ceresc care au cu adevărat o influență asupra vieții pe Pământ. E recunoscută științific, frate. Soarele dă căldură, Luna fizic. E fizic, da? Deci în plan fizic. Da? De aceea sunt foarte importante aceste noduri lunare. Pentru că există o legătură directă, fizică, palpabilă, aplicabilă, observabilă, între Cer și Pământ. Așa. Și am spus că axa nodurilor lunare reprezintă o poveste. Povestea sau legenda personală. Așa. Încercăm, atunci când deșifrăm o astrogramă, sigur că ne apar niște elemente care nouă ni se par foarte importante. Apare ascendentul, soare, luna și nu suntem învățați. Băi, știți că se discuta pe grup, pe astropractica zilele trecute, care e triada fundamentală, care e cheia unei astrograme. Dom'le, la ce te uiți prima dată? Părerea mea este că trebuie să te uiți la nodurile lunare, pentru că asta dă legenda personală, asta dă povestea. Restul sunt personajele, sunt... ăla cu pistolul, este Manuela, este Rodrigo, este Gorgonzola, sunt tot felul de oameni care apar pe acolo și care sunt. În povestea noastră sunt Soare, Luna, Venus și așa mai departe. Dar dincolo de aceste personaje cu care este bine să nu ne confundăm, noi trebuie să mergem mai departe. Și atunci ne uităm în natal și vedem exact, bă, de unde vin și unde mă duc. Da? Sigur că apar rând pe rând Gagici, apare Rodrigo și se schimbă guvernul și mă confund cu Ponta sau cu Băsescu sau cu alea și viața mea are foarte mare importanță dacă nu pică ăla și din ăla. Fals! Este o telenovelă. Noi trăim o telenovelă. Da? Deci, ca astrologi, noi ca astrologi trebuie să dăm o soluție practică la viața oamenilor. Trebuie să-i ajutăm practic. Bă, fii atent. Fii și tu un pic atent aici, da? Știi, ca la clasă. Zăla mic vorbea cu nu știu care și fii atent un pic la lecție, da? Și după aia continui să vorbești cu nu știu cine. Trebuie să văd ce am mai scris. Mă scuzați, materialul am scris azi noapte pe avion și între un finlandez care ținea neapărat să spună cât de frumoasă e România și așa și o sticlă de bere și... Așa, spuneam că atunci când vedem o telenovelă sau un film, da? Avem un personaj principal. Întotdeauna avem un personaj principal acolo, da? Și acel personaj principal, nu extrapolându-l, intrapolându-l într-o astrogramă, este Soarele. Soarele, într-adevăr, este personajul principal al telenovelei în care jucăm noi al vieții noastre și de aceea ne este cel mai ușor să-l urmărim și să ne confundăm cu el. Ați văzut că mulți ne confundăm cu Soarele. Facem astrogramă solară, tu ești vărsător. Nu, frate, personajul principal e vărsător, e Bruce Willis. Ăla e. Da, și mă uit la el, mamă ce tare e. Dar nu întotdeauna personajul principal se confundă cu povestea. Da? El e acolo, sunt fascinat de el, poate să fie personaj negativ. Tot principal rămâne. Da? Noi ne uităm la el, dar mintea noastră calculează povestea. Deci nodurile lunare, axa
Bă, se aude acolo sau nu se aude? Așa, axa nodurilor lunare este o capacitate a minții de a extrapola dintre... Mai încet? Așa e bine? Bun, ziceam că personajul principal nu este obligatoriu să se confunde cu firul povestii. El ajută la construcția poveștii, adevărat, împreună cu celelalte personaje care sunt planetele. Dar el nu e obligatoriu. Contrazicând un pic anumite teorii pe care am citit nu știu unde și după aia le-am dat delete imediat, care spun că nu știu ce planete la nodul nord sau nodul sud sunt malefice sau nu e bine să ai sau și așa mai departe, eu zic că... Așa, eu zic că e bine să ai. Pentru că ce se întâmplă? Te ajută aceste planete. Spre exemplu, atunci când personajul principal al filmului se confundă cu povestea filmului, da? Deci când Bruce Willis, el construiește povestea filmului și de fapt urmărim povestea vieții lui, nu faptul că se bate cu niște oameni și de fapt povestea este într-un aeroport care mă rog, pățește niște lucruri, da? Atunci avem soarele în conjuncție cu nodul nord. Și atunci ne mai ușor să ne urmărim propria viață. E mai simplu. Băi, unde-i soare, am și nodul nord, acolo e povestea mea. Mă uit la Bruce Willis și merg pe poveste, adică merg cu el. Nu știu dacă vi s-a întâmplat vreodată. Stai că să văd dacă am scris aici. Așa. Da. Când ești rătăcit și ceri un semn. Da? Bă, trebuie să ajung la gară în 5 minute. Mi s-a întâmplat chestia asta. Să ajung la gară în 5 minute, pleacă trenul, nu știu unde e gara, e prima oară când merg cu trenul ăsta în Finlanda. Bă, și atunci apare un tip care iese dintr-un bloc și merge înaintea mea. Și atunci m-am gândit așa, bă, eu trebuie să-l urmez pe ăsta, că ăsta merge la gară. Și m-am dus după el și m-a dus, frate, exact la gară. Înțelegi? Astea sunt planetele de la nodul nord. Sunt oamenii, situațiile care apar în viața noastră și pe care trebuie să le urmăm. Hai că mă duc după el. Nu știu unde merge, dar eu trebuie să ajung undeva. Mă duc după el. Aia e planeta de la nodul nord. Da? Important e să le recunoaștem și aici astrologia ne ajută. Pe care îl recunoști, ăla e pe drumul tău, vezi că nu e pe drumul tău. Da? Aia e de la nodul sud. Aia e acasă. Dacă vrei să ajungi acasă, să te încarci așa, să-ți fie bine și așa mai departe, atunci da, te uiți la planeta de la nodul sud. Urmează-o pe ea. Dar dacă vrei să-ți urmezi firul poveștii și să vezi unde te duce, te duci pe planeta de la nodul nord. Am spus că... Așa. La nodul sud spuneam că e o altă poveste. Sunt persoane între noi care au planeta de la nodul sud. Corect? Da. Ce se întâmplă cu... Soarele. Bravo. Ia uite, nodul sud. Ce se întâmplă acolo cu soarele? Și ce se întâmplă? Dan a început să se uite la telenovelă, dar eu n-am putut să ajung. Ajung a doua zi și ajung deja la episodul 4. Și zic, Dane, unde ai? Care-i treaba? Și mă uit la telenovelă și nu înțeleg nimic, pentru că n-am văzut începutul filmului. Nu știu, bă, care e personajul? Bine, mă cam prind care e personajul principal. Dar de unde a plecat? Care a fost, care a fost intriga? Și intriga mi-o dau planetele de la nodul sud. Probabil persoana care s-a născut cu aceste planete vrea să-și aducă aminte, bă, cum a început filmul ăsta, firea să fie, că am plecat la drum, dar nici nu mai știu de ce am plecat și nici nu mai știu de ce am venit. Cum a început toată treaba asta? Cine m-a împins pe mine? Și atunci mă uit mereu la nodul sud. Și planetele la nodul sud mă ajută să-mi aduc aminte. Deci dacă avem acolo Venus, Lună și așa mai departe, sunt femei care intră în viața noastră și care ne aduc aminte de unde am plecat. Atenție! Nu rămâneți la femeile alea. Mergeți înainte, bă. Da? El ajută. Băi, când vrei, vii la mine să aduc aminte. Nici o problemă, de-aia sunt aici, de-aia sunt plătită. Da? Dar el împing. Așa. Când e nodul nord, el, n-avem planete acolo, e mai greu de urmărit. Pentru că n-ai reper, nu știi exact când te mergi. Ți-e frică. Da? Vă zic imediat. Urmărim guvernatorii. Da? Ne uităm guvernatorii. Și casele guvernate de planetele de la noduri. Asta e partea a doua. O să spunem așa, vreau să revin un pic. Deci în cazul în care avem planete la noduri, de exemplu avem planete la nord, e un șpil. E un șpil aici, te poate ajuta casa. De exemplu, ai guvernator de casa a doua la nodul nord. Da? Deci guvernator așa, vorbim pe bune, guvernatorul banilor, al valorii personale. Frate, tu ești pe povestea ta, deci ești pe treaba ta, atunci când te duci undeva și faci ceva și ieși bani din chestia aia. Când ai un sens al valorii personale. Dacă te duci și mamă, povestea mea aici și mă duc aici și nu iese niciun bani și rămân chel, înseamnă că aia nu era povestea ta. De-aia ajută foarte mult această joncțiune între nodurile lunare și
Deci am dat o șpagă la șeful, să... Șeful, dă și mie un ajutor, știi, când s-am născut, dă și mie o planetă la unul nor să mă prind, care-i treaba, ca să știu pe unde să o iau, știi? Să-mi recunosc povestea. Dacă nu avem așa și omul n-a avut și n-a dat șpagă la șeful mare, să vedem ce se întâmplă. Așa. Nu am planetă la nodul nord. Ce fac? Deci în casa aia nu... N-am televizor. Știți, casele sunt televizoare, da? Povestea mea nu mai știu ce material, că sunt niște televizoare care ne recunoaștem. Și sunt diferite televizoare sau episoade din telenovele în care scena acum se petrece în mall. Da, în public, în Leva. Acum se petrece acasă, la Cratiță. Este în drag. Acum se petrece la serviciu. Personajele sunt aceleași. Rodrigo omoară pe Manuela, o pupă pe Gorgonzola, nu știu ce, dar în alt cadru. Astea sunt casele cu semnele, da? Sunt alte cadre. Și atunci, dacă eu n-am planete acolo, televizorul meu e blind. N-am nimic, nu văd nicio emisiune. Da? Și atunci eu sunt la mine în casă și ca să-mi aduc aminte când începe povestea, mă duc, Dane, bate la Tanti Maricica, el e Tanti Maricica acum. Te rog eu când începe meciul. Mă chem și pe mine? Da. Și Tanti Maricica, care de fapt este casa care îl conține pe guvernator, da, este vecina, așa, care are televizor, că la ea sunt planete acolo, da, ea are ce să vadă, vede emisiuni, mă cheamă. Jeanne, a început meciul. Și atunci am uitat în casa aia și din casa aia eu am semnalul de alarmă că sunt pe povestea mea. Și pot să-mi urmăresc eu povestea. Da? Astea niște șpiluri tehnici, așa. Jucați-vă cu guvernatorii, sfatul meu că e senzațional treaba. Nu vă lăsați păcăliți de planete în casă. Avem cazul de guvernator de nodul sud la nodul nord. Ce se întâmplă? Eu plec de aici de acasă, de la mine, de la nodul sud, da? Băieți, v-am pupat. Știți povestea că a fost frumos, am scris-o, nu știu ce. Am plecat. Tatăl, mă duc să înfrun balaurul ce-o fi și să o cuceresc pe Ileana Cosânzeana. Minunat! Dacă am guvernatorul sud la nord, eu când ajung aici, îi chem pe toți după mine. Gata, băieți, hai că e secure. Da? Deci eu sunt, acești oameni sunt un fel de deschizător de drumuri. Lasă că mă duc eu primul și vă chem după mine. Deci când ajungi la nodul nord, ai securizat treaba, simți că merge povestea, ai deschis drumul și vin și cei din spate. Dacă guvernatorul este invers, nodul nord la nodul sud, avem exact povestea alchimistului. Ăla care merge până mama măsii la piramide, ca să afle că de fapt acasă sub pom era comoara lui. Da? Deci el trebuie să se întoarcă. Întotdeauna. El trebuie să-și vadă povestea pentru că altfel nu știe și nu crede și n-are niciun semn că aici e treaba. Trebuie să-și urmeze povestea. Întotdeauna urmăm filmul acțiune, că de-aia suntem plătiți să facem un film, da? Nu pot zic, nu fac filmul, că deja personajul, deci Bruce Willis a început filmul cum i-a plătut pe toți. Și gata, știi? Nu! El trebuie să meargă, să-i bată pe toți și după aia tot acasă la nevastă se întoarcă. Și ea întreabă, dar de ce mai plecat? Păi trebuia să-i batem, să nu știu ce, să câștigăm niște calități. Așa. Hai să vedem ce am mai zis. Bun, aici m-am scris eu o notă. Știți că suntem întrebați așa ca astrologi. Băi, Jeanne, cum îl interpretez pe nodul nord în pești, în casa a treia sau pe ăla? Frate, răspunsul sincer ca astrolog trebuie să fie nu știu. Întotdeauna trebuie să fie, nu știu. Pentru că atunci când interpretăm o astrogramă, trebuie să vezi întregul ansamblu, adică ce fac personajele, de unde sunt și pe unde vin și așa mai departe. Știi? E ca și cum am scris și aici, e ca bancul ăla. De ce n-a jucat Bruce Willis în Titanic, da? Pentru că i-ar fi salvat pe toți. Da, tu ca astrolog când primești o întrebare de genul ăsta, e ca și cum ai fi întrebat ce s-ar fi întâmplat dacă juca Chuck Norris în Titanic. Păi clar, îi bătea pe toți și salva. Și venea și cu vasul întreg. Da, asta făcând noi extrapunând, dar nu e bine să facem așa. Acum ajungem la povestea nodului lunare și acele așa zis personaje negative, știi? Pe care noi le numim malefici. Aole, mamă, Marte, Saturn, ce mai avem noi pe acolo? Quadratur, Pluton și așa mai departe. Eu vă întreb acum, cum ar fi un film cu Bruce Willis, fără personaje negative? N-ar fi. Păi nu ar fi, că nu s-ar mai turna. Adică eroul ăla solar n-are de ce să fie erou, că n-are pe cine să bată. Da? Vă dați seama, încep filmările și cele două personaje negative stau și zic... Băi, nu mai știu cum filmul ăsta. Păi de ce? Păi joacă Bruce Willis, ne bate pe toți. Înțelegi? Da. Asta e rolul lui Marte și al lui Saturn și așa mai departe. Trebuie să ne dezvoltăm anumite calități. Să învingem balaurul, în orice poveste cu Făt Frumos apare un balaur, pe care trebuie să-l bați. Balaurul are un rol în povestea noastră, pentru că după ce îi tai capul, afli că el în grădina lui nu știu ce avea, care se duce, știi, ca în jocurile. Așa. Da. Ce am mai scris eu aici? Peste asta am trecut.
Așa, asta am spus, că trebuie să căscăm ochii la personajele de la Nodul Nord, în cazul în care le avem. Așa. Un caz foarte interesant e când avem, spre exemplu, în Nodul Nord, planete de astea mai ciudate, sau nu avem, mă rog, puncte fictive, cum e Lilith, da? Așa. Da, Chiră, mă rog, ok. Lilith, că am fost întrebat de multe ori cum e Lilith la Nodul Nord. Și știți că Lilith arată temerile, arată patimile. Da? E, urmărește-ți-le. De ce ți-e frică? Du-te pe chestia aia, frate. Ești pe drumul tău. Deci în momentul în care te panichează o chestie pe care a trebuit să o faci, intri, frate, în ea. Du-te pe ea. Și atunci ești pe povestea ta. Da? Sigur că e greu. Adică eu zic acum, da, frate, intri și zice, da, ce mișto cu Lilith. E greu, adică ea n-ai venit, avem niște blocaje emoționale și că să ne țin pe loc. Dar asta e ideea, asta e șpirul. Cum? Oricum arată niște patii care trebuie vindecate, știi? Pentru că niciun film nu poți să vezi un film dacă n-ai prins începutul. Și atunci arată la Nodul Sud faptul că trebuie să urmăresc patiile ca să înțeleg de unde a început filmul. Deci tot trebuie să vindec, dar să nu rămân acolo. Da. O, Doamne! Așa, să mai punem un filmuleț. Mai avem timp, mai am timp, Michelin? Oricum suntem întârziați, așa că care. Și o să întârziem de seară mai mult. Pentru că nu mai durează mult, intrăm acum în tranzită și vă rezolv. Și gata. Și plecăm. Să nu mai întârziu, dar să încercăm să nu mai... Da. Da, deci nu l-am aici, e foarte bine. Nu știu de ce nu merge problema. Bun, aici era... Aici muică. Aici a făcut semn eu o prezentare, un filmuleț. Trailerul lui Stargate, cine a văzut filmul Stargate, cu porțile acelea în care intri, ieși și nu știi ce se întâmplă acolo. Așa. Și acum o să ajung în miezul problemei și... vă avertizez, deci persoanele sub 18 ani... Să da, nu, să fie pregătite. Chestia asta mi-a venit punându-mi întrebarea, dom'le, de ce vin nodurile lunare înapoi când toată schema merge înainte? Și încercam să vizualizez tehnic ce se întâmplă. Și atunci mi-a venit răspunsul cu Starkey, și am început să studiez și o să intrăm un pic și în problematica fizicii nucleare, un pic și în science fiction, un pic și în paranormal, pentru că au legătură toate chestiile astea. Ce se întâmplă? Știți că studiile fizicii moderne au ajuns sau vor ajunge până la concluzia că timpul, de fapt, așa cum îl definim, nu există, da? Totul este comprimat într-un singur punct. Însă noi, pentru a putea dezvolta o conștiință, o conștiință de sine, avem nevoie de segregare. Adică, bă, hai să ne separăm un pic, da? Știi, nu suntem ca oile într-un grup așa și trăim totul instantaneu. Hai să ne mai răsfirați, băieți, așa, știi, mai răsfirați. Hai să, ca să înțeleg ce mi s-a întâmplat. Și atunci, secvenția, da, să ne trăim viața secvențială. Și atunci împărțim în episoade toată treaba asta. Și am inventat timpul. Deci conștiința umană a inventat timpul. Nu pot să explic acum cum vine treaba asta, că toți ne uităm la ceas și vedem că trece timpul, dar, de fapt, ideea care este? Că trecutul, prezentul și viitorul se întâlnesc. În anumite puncte se întâlnesc, sunt comune. Și atunci aceste noduri lunare sunt acele porți stelare, da? Sunt o legătură cu viitorul. Viitorul care tot lângă mine este, da? Sunt acele... Dobeze tranzite acum, da? Sunt acele momente în viață când pur și simplu avem contact, un contact, mai mult sau mai puțin conștient, cu anumite evenimente, personaje care au de-a face cu viitorul sau cu trecutul nostru. Așa. Spre exemplu, avem un tranzit al nodului nord la Venus. Da? Apar anumite porți, anumite evenimente legate de Venus și de casa pe care o guvernează, apar niște personaje care sunt venusine și care au legătură cu viitorul. Da? Putem vedea, știți că noi, am spus la început că noi suntem scenariștii propriului nostru serial. Și în momentul unei astfel de tranzit, practic,
Ați văzut, dacă vă uitați, la toată lumea se uită la telenovele, da? Așa, în fiecare episod... Așa, hai că l-ați văzut. După Revoluție tot ne-am uitat la Sclava Izaura, două încolo, da? Așa, și chiar dacă există întotdeauna un personaj principal al telenovelei, în fiecare episod, atenția este mutată pe altcineva, un personaj secundar, da? Pe Rodrigo. Rodrigo, care nu știu ce face el, serialul ăsta, și are legătură cu narațiunea, cu firul principal al poveștii. Dar în episodul ăsta suntem pe Rodrigo. E, episodul ăsta suntem pe Venus. Da? Și vedem, și Venus este chestionată, bă, ce ai tu de a face cu viitorul acestui film? Și atunci trebuie să fim foarte atenți la evenimentele tip venusian care se întâmplă în acea perioadă. Atenție, orbul este foarte larg. Deci e mare. Nu știu, și atunci trebuie să fim atenți la ce ni se întâmplă și să fim atenți la mesajele care ne vin. Pentru că atunci Venus este chestionată. Cum? Cât de mare? Cred că 15 grade. Da, 15 grade lejer. Mai ales dacă e în același semn. Pe toată zonia, da. Da. Deci dacă e în același semn, e plimbare, adică de voie. Așa. Și unde rămăsesem, frate? Așa, să fim atenți la firul evenimentelor. Să fim atenți la firul evenimentelor. Și întrebare, cum să fiu atent la ce filar? Păi adu-ți aminte de schema natală, de povestea natală. Întotdeauna tranzitele nodurilor lunare au de a face cu povestea inițială. Scenariul ăla nu prea se schimbă. De bază. Știți că atunci nu știu dacă cineva din sală are legătură cu lumea scenariului. Scenariul se face scenariul din scenariu. Deci se face un, nu un pilot, cum se cheamă, un cadru de bază. Da, un scenariu cadru, da, care este foarte scurt. Bruce Willis e puternic, care mușchi, se întâlnește cu niște teroriști, îi bate într-un turn, în sfârșit ocupă baia. Ăsta este cadrul de bază. Da? După care sunt angajați scenariști, care mergând de pe cadrul de bază, construiesc personajele și construiesc povestea, o compun. Da? Sigur că aceste chestii se tot schimbă, dar cadrul de bază nu se schimbă niciodată. Pe lampe. În telenovele, cei care știu cum se scriu telenovelele, eu am aflat, am prieteni care sunt scenariști, pe la ProTV și pe la alte televiziuni de-astea măiastre, săraci, asta e, care mi-au spus cum se scriu. Și, într-adevăr, ele se adaptează în funcție de cerința publicului, cum merge treaba, care este rating-ul și așa mai departe, dar povestea de bază rămâne. Și la noi povestea de bază rămâne, deci dacă ne centrăm pe povestea de bază și vedem un tranzit la Venus, să-l așteptăm și vedem. Și atunci pot apărea evenimente legate de curățire venusiană, de casele prin care le tranzitează. Pe mine m-a șocat foarte mult când studia treaba asta, când trecea nodul nord pe Venus. Mă așteptam, frate, să fie poezie, adică să vină acolo Manuela, toate la mine. Nu! Au plecat! Da! Da, pentru că eu făceam curățenie, de fapt, eu am nodul nord în casa 8-a, în vărsător. Da? Și știam în doi tare, o combinație letală. Casa 8-a cu vărsător e letal, pentru că vărsătorul face și el curățenie, să știți. El segregează... Chiar și Manuela a plecat. A plecat și Manuela. Chiar a fost creat dacă m-am despărțit de Manuela. Trei episoade a durat chestia asta. Nu se mai zădura publicul de ea și nu puteam să o scot din scenariu. Da, și... A avut legătură și cu casele pe care guvernate, în sensul că la mine Venus guvernează 4 și 11, exact în perioada aia m-am mutat. Eram în Finlanda, m-am mutat într-un alt apartament, în care stau și acum, și cu casa 11 au intrat brusc în viața mea niște prieteni de pe acolo, de prin Finlanda, care am făcut o gașcă foarte mișto. Deci m-am schimbat ceva la treaba asta. Așa. Suntem în tranzite, da? Știm foarte bine că tranzitele în cuadratură reprezintă un moment de criză. Bun. Și ce? Care, la ce folosește criza? Păi în cadrul nodului lunare, care am spus că este o poveste, este un scenariu, la cuadratură noi trebuie să rescriem scenariul. Vezi că s-a plictisit publicul sau ai ajuns la un punct în care nu mai știi cum să-l scoți pe ăla, că i-ai combinat atât de tare și pe Rodrigo și pe Manuela și pe Gorgonzola, că nu mai știi cum să-i scoți. Da? Și atunci trebuie să iei o decizie radicală. Da? Trebuie să forțezi lucrurile. Așa, la trigoane și sextile, scenariul merge înainte, e bine. Tăi cu Manuela, prașii la treia, știți, Mercur în pește, da, povestim, putem să mergem pe arătură cât vrem, că publicul nu se plictisește, e mișto. Așa.
Da. Un tranzit în cvadratură, spuneam, la axa nodului lunar, este un moment de suspans. Deci e momentul de criză, suspans, la care atenție, publicul așteaptă să se întâmple ceva. Toți așteptăm la un film momentul de suspans. Ce o să se întâmple acum? Și aici intervine geniul nostru de scenariști să vedem ce schimbare facem. Facem în continuare un film mișto sau să alege praful de tot? Așa. Dacă e vorba de o planetă, deci avem cvadratură, nodul lunar în tranzit la o planetă, reflectorul, deci filmul se pune, criza filmului se pune pe acel personaj. Și în legătură cu acest personaj, ori îl eliminăm, bă, personajul ăsta nu mai ajută, că nu mai merge, nu mai merge în film, sau îi schimbă scenariul. Când avem axele în cvadratură, atenție, e foarte interesant, trebuie schimbat tot scenariul. Da? Deci trebuie făcut o curățenie generală. Și asta nu trebuie să vin eu să vă zic, o să simțiți și cred că cei care v-ați urmărit tranzitele a simțit că atunci când avem cvadratură la nodul lunar. Așa. La tranzitul inversat este exact cum întoarcem clătita pe partea alta atunci când gătim și s-a făcut pe partea asta, o întoarcem pe partea alta să vedem și cum e acolo. Da? Acolo pot apărea niște evenimente mai mult sau mai puțin controlate. De obicei, e mai simplu să facem schimbări. Dacă atunci când suntem mici, suntem schimbați, când suntem mari, facem în aceste schimbări, pentru că era, domne, chiar să se copsese clătita. Adică era doar cazul să o schimb, știi? Deci vin mai ușor aceste schimbări, chiar dacă nu au pur mormăseaua, că vai, ce mi s-a întâmplat și ce nu știu ce. Dar era o chestie predictibilă. Adică, bă, trebuia să o schimb, știi? Așa. Pentru că ce se întâmplă? Am uitat să vă zic un lucru esențial. La ce ajută aceste tranzite? Atunci când sunt așa, sau sunt în sextil trigon. Deci când sunt în cuadratură, se vede foarte, foarte bine ce nu merge bine în scenariu, ce nu merge bine în viața noastră. Atunci este momentul foarte bun să facem o listă, pentru că atunci ni se revelează ce nu merge bine în povestea filmului meu. Ce am greșit, ce ne-am greșit, pe cine trebuie. Și faceți exercițiul ăsta și o să vedeți că puteți lucra la treaba asta. Da, vă. Dați-mi voie să vă spun că am citit undeva că e o diferență între situarea în care cum mergi de la deci este burta dragonului și spinarea dragonului. Spinarea dragonului este atunci când planeta ajunge să facă 90 de grade cu axele pornind de la nodul nord spre nodul corect, sud. Corect. Și ci că este burta dragonului care face, care are un invers. Și ar fi diferență între ele. Ar fi soluții mai multe s-ar găsi când e pe spinarea dragonului și mai puține când e mulțumesc. Știi mai multe elemente de astea? Puțin am citit, nu am verificat. Oricum merită studiat, v-am spus. Da. Materialul este nou, este proaspăt, este tânăr. L-am inventat vara asta și mai trebuie să studiez la el. Sunt convins că ciclurile sunt o dată când e sus și altă când e jos, sunt un pic inversate. Deci, da, începutul și sfârșitul, da, normal. E firesc să se întâmple așa. Așa, și spuneam că la trigon și sextil mi se arată foarte simplu ce merge bine în viață, ce trebuie păstrat. Da? Pentru că este trigon. Așa. O chestie pe care am observat-o și pe care vreau să vă împărtășesc. Acum, observați-o și dumneavoastră. Poate se leagă, poate nu se leagă. Mie mi s-a părut că se leagă. Urmărind tranzitele, nodurile lunare, atunci când vreau să văd exact povestea, că poate din acal nu reiese foarte bine ce, pe ce mă îndrept. Știi? Nu prin șpilul. Nu înțeleg. Bă, cum e nodul ăla pe casa 3-9? Da, înțeleg că trebuie să învăț sau să învăț de la alții sau... Dar cum adică? Adică așa mai pe concret. Poți să-mi spui și mie povestea? Povestea se vede foarte bine la tranzitul nodului lunar peste HN. Atunci se întâmplă ceva, atunci au niște decizii, mânați noi așa de un impot interior, de un entuziasm, bă, trebuie să fac chestia asta. Aia este. Pentru că ce se întâmplă la HN? Acolo avem HMI-ul, HMI-ul, Human Machine Interface. Acolo este priza noastră cu această lume și acolo este 20 și acolo avem monitorul principal a ceea ce se întâmplă în jurul nostru și invers. Da? Acolo operatorul din camera de comandă principală vede ce se întâmplă cu burta reactorului. Da? Acolo la ascendent. Și când trece nodul nord de acolo, i-a trecut exact pe televizor și zice, aha, eu asta trebuie să fac. Vă spun din experiență personală. Eu știu foarte sigur ce trebuie să fac. Pentru că atunci când mi-a trecut agentul și era mic și prost, eu am făcut niște chestii care au ieșit bine pe vremea aia, după care m-am speriat. Așa și m-am apucat de alte chestii. Dar povestea ascendentului după aia a coincis cu aceste momente. Da? Am să vă spun, visul meu de când eram mic era să mă fac astrolog. Și să mă ocup de paranormal și de chestii de astea. Când a trecut locul nord peste ascendent, eu m-am lăsat de servici, eram căsătorit, aveam copil, m-am lăsat de servici și m-am apucat de astrologie. Era anul 2000.
Am zis, frate, intrăm în mileniul 3. Gata, toate să mă ajută să se schimbe în jurul meu, să fie o poezie totală și mă fac astrolog. Mi-a mers deosebit de bine. Da. Dar mi-am dat seama că merge deosebit de bine pentru că eu sunt un tip cu o carismă și știu că am această carismă, însă nu trebuie să confund carisma cu știința, cu cunoașterea. Și mi-am dat seama că eu atunci n-am suficientă cunoaștere. Nu se publicaseră suficiente cărți în România pentru ca eu să pot să studiez. Nu studiasem suficiente astrograme și atunci m-am lăsat, deși mergea foarte bine, normal. Câți astrologi activau în România la ora aia? Erau foarte puțini, da? Și aveam clientele, aveam, dar m-am lăsat. Însă în momentul tranzitelor nodurilor lunare, peste planete și puncte cheie din scenă, s-a rescris povestea. Au apărut personaje în viața mea care mi-au rescris povestea. Da? La tranzitul prin Vărsător, unde am și nodul nord și soarele, asta vă dau nu ca să vedeți ce mișto sunt eu, ci să vedeți ce se întâmplă. Mă gândeam, mă, ce mi s-a întâmplat? Eram în Qatar? Eram în Qatar și ce făceam acolo? Și atunci am contactat Fidelia. La contact, i-am scris lui Firicel, nu-l cunoșteam. A vrut să-mi facă și mie cineva o astrogramă, cineva din exterior, să văd ce mi se întâmplă. Eram într-o viză, persoana, știu, bă, plec, nu plec, mai stau acolo, nu prea stau, știi? Și l-am contactat. Și de atunci, uite povestea mea. Că eu sunt cu Firicel și bem bere și facem o grămadă de lucruri. Așa, da? E parte din povestea mea, care a început la ascendent. Așa? Când a trecut peste descendent, eu am cunoscut pe cineva, o persoană de care m-am îndrăgostit și care m-a făcut să mă las de serviciu și să mă duc după ea și ea m-a împins în față, a zis, du-te și dă-ți examenele la Fidelia, ea fiind un anti-astrolog convins. Așa? Du-te la Craiova la Astrofestival, du-te la congres. Și m-am dus. Era pe descendent treaba asta. Asta era Manuela, de care m-am despărțit până la urmă, când a venit pe Venus. Manuela a plecat și a făcut treaba. Și a făcut și treaba, datoria și după aia a dispărut din viața mea. Asta era datoria ei. De asta vă zic, urmăriți-vă și atunci când nu înțelegeți semnificația în natal, că de obicei nu o înțelegem. Luăm niște cuvinte cheie și te facem praf, facem un ghiveci acolo și a ieșit interpretarea, mamă, ce mișto și n-a înțeles nimeni nimic. Vedeți tranzitul, ultimul tranzit, nodul nord peste ascendent. Ca v-am zis, acolo e monitorul. Acolo apare pe monitor povestea, începutul poveștii, cam cum ar trebui să fie, cam ce ar trebui să fac. Și vedeți ce puteți regla. Unde te pusem? Așa, la inversarea axelor, revin un pic la inversarea axelor în tranzit, că avem două porți stelare care se pupă acolo și atunci trecutul se amestecă cu viitorul și nu mai știe exact cine ce. Rodrigo, care era un personaj ce jucase în primele piese, brusc apare din nou în scenă, devine personaj principal, ne încurcă pe toți sau nu ne încurcă pe toți. Așa, apar posibil persoane noi în viața noastră care de fapt sunt foarte, foarte vechi. Da? Luând în considerare viețile anterioare și așa mai departe, se face un switch-over, trecut-viitor, 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 știi? Și atunci pot apărea și foarte multe schimbări în viața noastră datorită acestor chestii, pentru că nu mai știi ce să faci. E și un moment de derută aici. Așa, ce am zis, se face numărătoare, apelus, așa, la quadratur se restructurează piesele din testim, da? Deci îi punem pe fiecare la rând, tu joacă-ți rolul ăsta, lasă, nu mai ești polițist, ești inginer din episodul ăsta, că așa era de la început, da? Ce nu merge bine, ce incomodează, se vede chestia asta. Este similar tranzitul lui Saturn la noduri. Așa, asta spuneam cu guvernatorii. Acum o să intru un pic în paranormal și mă scuzați cei care nu le aveți cu asta. E o chestie pe care am experimentat-o și datorez această ultimă parte a materialului unui domn de aici care a avut un mare rol în ajutorul meu în acest sens. Ești domnule? Rodrigo. Ce ora e? Mă uitam zilele trecute, nu știu că mi le dă așa în bătrân, mă uitam la Albă ca Zăpada. Bine, era cu capă și spadă, cu bătăi, cu gagici, nu... Nu vă închipuiți că mă uitam la Albă. Da, The White Snow, de movie. E un film mișto, e tare, e ca lumea. Așa. Și... Am văzut acolo, era o scenă când ea era închisă în palat de mulți, mulți, mulți ani și apare o păsărică care arată că pe geam era un piron slăbit și cu pironul ăla ea evadează, îi bate pe toți, în fine, era foarte tare, știi? Pironul ăla, de ce era slăbit acolo?
Pentru că pilonul a fusese pus în urmă cu 200 de ani în Castelua. Deci cineva din trecut a avut grijă ca la un moment din viitor, când noi ne întâlnim cu acel trecut, să ne ajute. Da? Deci noi, cei care vă ocupați de tehnici de transformare personală, indiferent cum se numesc ele, șamanism, nu bioenergetică, că astea sunt paliative, chestii care sunt profund transformatoare, da? Bazați-vă pe faptul că trecutul, prezentul și viitorul nu există, ele sunt într-un singur punct. Și gândiți-vă că vă puteți schimba nu numai viitorul, ci și trecutul. De câte ori nu va veni, știți că în creștinism se spune roagă-te pentru iertarea ta. Că te-ai, sau în psihologia nu știu de care, o chestie foarte bună, bă, iartă-te. Ai făcut o gafă atunci în trecut, iartă-te. Da? Tu de fapt ce faci? Te duci la personajul din trecut și îl ajuți. Îl ajuți să treacă peste acel impas. Eu de multe ori am început să fac, de multe ori fac acest exercițiu de a mă ruga, nu mai și rog, așa, de a mă ruga pentru mine cel de viitor, dar pentru de a mă rog și pentru mine cel din trecut. Mă rog să iau atunci în acel trecut, să iau deciziile care trebuie. Pentru că sunt niște întâlniri foarte interesante aici. Sunt niște porți energetice și chiar sunt porți energetice. Dacă încercați să le simțiți și să faceți niște... Zi-mă-i, niște de-astea, că nu vreau să zic channeling. Așa, niște incursiuni în mintea dumneavoastră, microprocesorul ăla, și încercați să-l slow down până trece de limita timpului, da, care este fals, și intrați un pic în fizică nucleară, când particulele sunt de fapt una singură, că știți că toate particulele se reduc la una singură și de fapt din aia s-au compus o grămadă. Și uite, așa au demonstrat ăștia că există Dumnezeu. Da? Este o singură particulă elementară și... Bun. Deci încercați să intrați în dumneavoastră și în funcție de tehnicile pe care le cunoașteți, da? Andreea știe foarte bine, Dan știe foarte bine și mulțumesc că m-a ajutat foarte mult în treaba asta să realizez. Și vă puteți ajuta. Și dacă știți și astrologie și vă alegeți un moment în care nodurile lunare sunt pe un punct cheie, puteți lucra pe treaba aia și lucrează foarte bine. Așa. E o chestie legată de verbul a se întâmpla. Știți că la noi în limba română folosim verbul a se întâmpla ca verb reflexiv. Mi se întâmplă, ți se întâmplă. Nu ne dă noi ocazia, ca limba română, să provocăm, să întâmplăm lucrurile. Da? Noi acum am trecut într-o nouă etapă, și de fapt asta este concluzia acestui material, am trecut într-o nouă etapă în care trebuie să începem să întâmplăm lucruri. Și să fim conștienți de acest lucru. Chiar dacă ele se întâmplă într-un mod normal și spontan, da? Că prin gândul nostru se întâmplă. Dar acum trebuie să o facem într-un mod conștient. Pentru că... Discutăm, spuneți. Întâmplăm, sunt responsabili de ceea ce mi se întâmplă. Oricum sunt responsabili. Absolut. Oricum sunt responsabili pe tot ce mi se întâmplă. Dar eu vorbesc de o chestie lucrativă. Da? Deci, cum să lucrăm ca să întâmplăm lucrurile, să nu mai avem senzația că ni se întâmplă. Bă, ia să întâmplă treaba asta. E simplu. Dacă ești autor, de fapt, e simplu de lor. Nu. Dacă nu te confunzi cu unul din personaje care poate să fie victim, salvator sau agresor și îți dai seama că ești autorul, atunci e ok. Dar dacă ești victimă, ești victimă. Nu poți schimba nimic. Da. Tot pe astropractica făceam exercițiul la săptămânile trecute cu ce mi s-a întâmplat și mă spuneam că la 9 ani jumate, când e tranzitul ăla invers, mi s-au întâmplat o grămadă de chestii. Da, pentru că atunci când sunt mic, nu înțeleg telenovela. Și atunci mi se întâmplă lucruri. Însă, în momentul în care, după 19 ani, ai cam priceput, după ce s-a făcut un tranzit, ai cam priceput care e povestea vieții tale și începi să lucrezi. Da. Și concluzia este aici, în final. Vă urez să învățați acest verb. Să-l învățăm cu toții a întâmpla. Să căutăm tehnici pentru rescrierea viitorului și să lucrăm cu nodurile lunare, pentru că ele, de fapt, sunt povestea și legenda noastră personală. Și vă mulțumesc foarte mult.